de aici unde să aveți. Alo, bună seara, fie poliția, doamnul, să vezi că mi-o moru copilul aici acum ați luat. Ascultă-mă, alo, alo, draga mea, draga mea, în ce, unde se vezi? Este la spital, doamna, filozul că nu ai nici cum. Deci n-am înțeles nimica. Doamne. Cine te-a bătut cu mătura, doamnă? Cine te-a bătut cu mătura? Șoferală, cine copilul, mi-a lovit copilul, doamnă, ea este așa stradă. Hereclian, sau unde sunteți? Aici, la gara, aici, în volul, doamnă, la cuțul, aici, în centru. Mai femeie! Da. Cum te cheamă? Moldova Florica. Florica Moldovan, da? Da. Localitate, stradă număr. Cu ce? Da, cu ce 94? Nu vreau să mă alo, tu femeie, tu ești nebună? Da. Ești cu capul? Pune-mi în ce localitate te afli. În Zalău, doamna, Zalău. Deci ești în Zalău? Unde mai ești? Dar pe ce stradă ești în Zalău? Poftim? În ce stradă ești în Zalău? Aici, doamna, la gara, la curs, aici, la autogară. În autogară? Da. Amule, noroc că n-am venit mai rău. Tu, femeilor, voi sunteți toate cu capul acolo. De ce urlați în halul ăsta? Că nu înțelege nimeni ce vreți. Doamnă, stările mele și mă dacă și faceți... copilul mi-a dus. Alo, da. Copilul are nevoie de îngrijiri medicale. Da, mi-a lovit copilul, doamnă. Tu, femeie, eu te-am întrebat dacă ai treabă ambulanța. Încheie cu țigănia asta și nu mai urla, da? Deci ești în autogara din Zalău? Alo? Da, poliția. Femeie, ești în autogara din Zalău, repet întrebarea. Da, vorbește la poliție, că vorbiți caciorii. Bine că vorbiți caciorii. Tu te drecu. Vorbiți, poliția, vă rog, că vă consultați că